Bun venit la ziua a doua, săptămâna a doua, studiului despre trezire și evangelizare. În studiul acesta vom vorbi despre mijlocire. Pe tot parcursul săptămânii trecute am văzut că rugăciunea joacă un rol vital în evangelizare și un rol vital în trezire. Există o rugăciune specială pe care Dumnezeu o binecuvântează, rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire este cea în care ne rugăm pentru alții, nu doar pentru noi, ci ne rugăm pentru ca alții să vină la Hristos. Acum, există o promisiune scriptură, și de aceea este atât de puternică, pentru că am descoperit că dacă te rogi pe baza Bibliei, pe baza scripturii, Dumnezeu va face lucruri extraordinare. Scriptura spune în 1 Ioan: Îndrăzneala pe care noi o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere știm că suntem stăpâni pe lucrurile cerute. Cu alte cuvinte, dacă te rogi potrivit cu ce este pe inima Lui Dumnezeu, poți să te rogi cu toată încrederea că Dumnezeu te va asculta și îți va răspunde. Acum, ce are Dumnezeu pe inimă? E voia Lui Dumnezeu ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Atunci când încep să te rogi ca oamenii să vină la Hristos, Dumnezeu face lucruri mărețe, va deschide uși. Nu există nicio limită la ceea ce va face Dumnezeu, pentru că dragostea Lui este pentru oameni. Pe măsură ce te rogi, după voia Lui, El va face lucruri mărețe. V-am mai spus despre România de mai multe ori. Timp de mai mulți ani, pe vremea persecuției, apropo, în România, creștinii au fost prigoniți probabil mai mult decât în orice țară este europeană. De fapt, ambasadorul Funderberg, care era ambasadorul Americii în România la acel moment, a demisionat ca ambasador tocmai datorită persecuției credincioșilor. A demisionat în semn de protest față de tratamentul la care erau supuși credincioșii. Era o perioadă foarte grea și, de fapt, singurii oameni care intrau în țară erau cei care aduceau ilegal Biblii. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să merg acolo și să predic Evanghelia. Mulți ani de zile am mers și am predicat, iar oamenii mă tot întrebau, cum reușești să intri în țară? De ce nu te opresc? De fapt, aveam prieteni care au fost opriți la graniță. Am descoperit un lucru. Când te rogi, când mă rog, Dumnezeu se implică și deschide uși. Am intrat în locuri în care nimeni nu credea că vom reuși să intrăm vreodată. De ce? Pentru că inima lui Dumnezeu era pentru acești oameni. De fapt, am ajuns să predic. După Revoluția în România, pe stadioane în toată țara aceasta, pentru că Dumnezeu a lucrat și a păsat de oamenii de acolo. Când te rogi pentru oameni, Dumnezeu face lucruri extraordinare. Știu că probabil unii dintre noi au prieteni, membri ai familiei despre care crezi că sunt cauze pierdute. Nu există nicio speranță pentru mântuirea lor, este imposibil. Dar vreau să vă spun, aceștia sunt cei pentru care Domnul vrea să te rogi. Știu că în familia mea, știu că în lucrarea mea, știu că printre oamenii de care îmi pasă și pe care îi iubesc există mulți oameni dificili și da, mi-a luat mulți ani. Dar m-am rugat și m-am rugat, iar Domnul a răspuns la rugăciunea mea. Așadar, vreau să vă spun, căutați oamenii imposibili, pentru care nimeni nu se gândește să se roage sau să evangelizeze. Poate că ai astfel de oameni în cartierul tău, poate că sunt oameni care s-au mutat de curând. Poate că sunt rudenii de ale tale, despre care crezi că sunt cazuri imposibile, începe să te rogi pentru ei. Nu te opri din rugăciune până când se întorc la Hristos. Dați-mi voie să mărturisesc ceva. M-am rugat pentru mama mea timp de 25 de ani. Mama mea a spus: Sami, nu sunt creștină și nu voi fi niciodată? Nu mai vorbi despre Dumnezeu. Ce faci când nu poți să vorbești cu mama ta despre Domnul? Vă spun ce am făcut eu. Am vorbit cu Dumnezeu despre mama, și el a mântuit-o. Au durat 25 de ani, dar a salvat-o! Nu renunțați! Rugați-vă pentru acele cazuri grele, pentru oamenii care au nevoie de Isus Hristos. Așa începe Dumnezeu să trimită trezirea în viața ta personală, în familia ta și în comunitatea ta.